Aici e foarte cald. Acum știi că prinde și pune un condiționer. Te cu să uite dacă numerele sunt la loc aici la Ucraina. Este problemă cu luatul numerelor. Când văd străini, iau numerele, le scot pe noapte, după ce cer bani. Așa, niște bandiți, da? Care iau numerele. Așa că va trebui să scoatem numerele noastre peste noapte și le dăm cu noi ulterior. După ce două zi dimineața să le punem la loc. Da, da, nu e prea plăcut în acest moment, dar nu știu ce nu rezolvă. Nu știu ce autoritățile, ce poliția, de ce nu rezolvă această chestie, pentru că de acum se luște de ani de zile. Da. De când s-a început război, a început a profita și nu se rezolvă tema asta și oamenii rămân fără numere, după ce ei trebuie să plătească bani. Lucrează așa o echipă foarte organizată, când nu pot să-i prind sau poliția nu se implică prea mult. Sau toți legați, nu știu ce să credem. Așa că va trebui să îndemnevoiți să le scoatem, să le punem cu noi și înapoi dimineața să le punem la loc. Da, acesta este un disconfort. Disconfort foarte mare. Da. Fiecare când mi-am centura, dar cum te-am uitat? Eu m-am pânceat că la parcă. La filmare? Așa. Da. Ei! Cum așa? Hai! Gata? S-a liniștit. Iată, aici am vrut să arăt că este un parc. Și eu propun să venim și încoace, nu știu, poate astăzi sau poate în următoarele seri. Aici noi încă n-am ajuns la acest parc. În acest parc? Da, eu credeam că ea a fost pe toată Ilicevscu, dar am descoperit astăzi că nu. Aici este așa o construcție interesantă, da? Mm. Ia, cu și vă arătăm. Iată așa niște turnuri, niște coloane interesante. Dacă o să venim acolo, să vedem ce de obișnuit acolo este. A, trebuie să luăm acum la stânga, da? Da, da, direcție ce noi luăm acum. Este posibilitatea. Și acolo este un restaurant care e pe... chiar e lângă mare, pe malul mării aproape, da? Se mai aproape, adică cobor din pescări din el și ajunge, ops, ce face? Se bag chiar sub noi. Vrea să scotească, da, probabil? Da, a făcut o cotitură interesantă. Ia, uitați-vă ce coloane interesante aici. Da, parcul... Da, ce frumos. Trebuie să fie frumos. Frumos, trebuie să vedem acolo trenuțul, văd că este pentru copii. Noi cu trenuțul n-o să ne dăm. N-o să mergem cu trenuțul. Eu de aici noi de acum cunoaștem acest teren de joacă mare. Da, noi am fost doar până acest teren de joacă, mai departe n-am fost. Și de aici aproape dată și vedeți și pierla, scoica. Și de aici este cum se numește el? Așa, o construcție interesantă, Metropolis. Și acolo, după el, da, spatele. Iată, acolo este și restaurant. Hai să vedem dacă avem loc să parcăm. Aici parcare știu că e cuplată, da? Știu că n-am fost noi într-un an, apoi dacă parca aici, primești înghețat cadou. E așa de interesant. Iată acolo, da? Hai să încercăm. Văd foarte multe mașini aici. Sau vin oameni acum la plajă, sau vin toți să mănânce. Probabil că toți au flamuzit ca și noi. Iată ce construcție și frumoasă este. Așa ne amintește de Egipt ceva, da? De sau de... da, de Egipt ne amintește. Grecia ceva. Asta e Grecia, Ogut. Grecia mai mult, da? Mm-hmm. Iată, palmierii. Ia, priviți încoace noi ce loc am găsit. Foarte super. Eu am adus meniu. Ia, vedeți. Metropolis. Acestea și sushi, poți și sushi să comandă, sau uitați cât sushi, dar noi sushi să comandăm, eu de vreau. O, pizza foarte multe de tipul, ia privește. Și prietenii sunt normali, acestea sunt prietenii în grivine, adică e mulțumul la 0,6 neva, da? Da, 0,6. Nu, ia, 80, 130, mulțumul, nu, e ok, da. E că vreau supă, e vreau zeamă, cu rind în bulion, să mai aștept, adică e zeamă de casă, da? Da. Cu tăiței. Cu tăiței, da. Ok, dar de cu eu zeamă, pentru eu. Acum și mă decid și eu. Și pe urmă când ne aduce nouă mâncare, vă arătăm și vouă. Vă arătăm cum arată. Da. Noi am decis totuși să ne dăm mai la umbră. Am observat că cea mai jos, la un etaj, este terasă și unde poți să te așezi la umbră. Și sunt locuri libere, chiar lângă bară, unde putem bea marea. Și umbră și nu ne arde soarele. Da. Și mai mult loc, da. Super, super. Bine că am observat eu. Ia uitați, noi am fost acolo sus, de acolo am fost sus.
uita cum s-a fost. Și am cumpărat aici. Ce și bate vândeșor, bate super. Super, să mâncăm, putem limca liniștirea până se întunică, adică cu așa priveliște frumoase, dar oamenii văd că stau încă. Ți-aduce aminte de Titanic, de exemplu. Care? Acei? Uite acolo bar ceva cu parașut, ai văzut? Da. Tu nu vrei să ieri și tu? A? Nu vrei să ieri și tu cu parașuta să zbori? Nu, de ce? Da? Numai că e foarte rău când avem. Hai să zbor, știi când? După ce luăm cameră GoPro, adică cineva în domeniul care poți în apă. Action. Da, action, camera action. O să faci așa ceva și o să filmez. Da, mi-aș vrea să văd emoțiile tale, pentru că acolo toate oricai n-a să pot vedea și n-a să pot filma. Sigur, da, acum ar zbura altcineva și aș spune că eu sunt acela. Da, da, da. Așa, da. Tatico a comandat așa ceva. Este carne prăjită de vită, da? Vită, da. Cu legume și cu tăieței de casă. Sau cu spaghete. Spaghete, da. Este așa ceva, să ne arată. Și aici am comandat mie o supă. La mine mâncare tradițională din Uzbekistan. Supă, aaa! Da, noi cu comandă. Va trebui să așteptăm cam aproximativ 20 de minute. Și mâncarea aceea care mi-am comandat-o mie, și nu mai țin minte cum se numește, că e în limba uzbecă. Așa cum se numește tradițional. Cu legume și cu cărniță de vită. Da, și ăla și mămica, pentru că supa ei care i-a vrut-o ia zeama, supa, ciorba. Nu este. Nu este, cu părere greu. Anume, mâncarea ce nu este. Toate sunt, dar a venit ceaia al nostru. Domnule Sergio, doriți un ceai? Da, vă rog. Chiar vă rog. Ia uitați, ce că am fost la ea, că am făcut în Boiana Brașov, da? Da. Și e haos. Da, okay. Super, e foarte comod, cred că, da? La 500 ml merge pachetelul acesta? 500. 45 minute, eu trec cu 40 minute. Ai sănător. A, oh, fierbinte. Așa. Ceai din fructe. Fructe de pădure, da? Ui. Ce? Scuzați-mă, eu încă n-am practică de kelner, așa că... Sunteți prima zi la servici? Da. Au! Fierbinte. Da? Dă eu să torn parte. Să torn eu, acum. Vreți să te înlocuiesc, colegă? Mulțumesc. Undeva sunteți... Am vrut să pacim. Dumneavoastră sunteți client. Clientul, eu o să vă servesc. Cât zahăr vă pun? O linguriță sau două? Două vreau. Sau una. Las fie una, pentru că dacă voi mai dori, că aici mai este ceai încă, în interior, da, voi mai pune cu pachetă. Ceașca e micuță. Ceașca e micuță. Așa. Ia uite și zahărul la comandă. Da, e a lor, de firmă, de marcă. Pun și eu mie o linguriță. Dar las pe dreaba să vină, că așa niște mirosuri, că vrei să mănânci mai repede. Și gândești, miroase mâncarea ta sau miroase altceva? Aha, da. Sau mâncarea la altcineva. Sau la altcineva, da. Așa. A venit mâncărica noastră, la autotun, cum a spus. E tare. Îmi pare că asta e cașcaval, îmi pare că, cum înțeleg eu, da? Spre cașcaval. Paste, cărniță, legume, verdeață. Arată foarte, foarte pizza, foarte bine, nu? Înseamnă parcă să fie și ouă, nu? Ce poate să fie ou? Omletă? Omletă măruntă sau ce? Ia gusta? Ou sau cașcaval? Ou. Ou? Da, e neobișnuit. Mâncare uzbecă, da? Da, mâncă. Eu mă așteptam mai mult. Cărniță, dar... Ea este acolo de sub, daticul. Ea primește la mine, mă-și vărat. De cărniță de vită. Este, este. Okay. Dacă la tine va fi prea multă, poate. Este, că la mine sunt. Mi pare că și grăsimea asta sau... Okay. Sau asta e altcineva. Sau asta e grăsimea la mine sau e ceapă ceva. Mă și văd. Pot mânca așa să văd mâni eu dacă pot gusta sau nu. Marfurile noastre sunt goale, dar ticule, cum ți-a plăcut mâncarea uzbeca? Mie mi-a plăcut foarte tare. A fost carne destul, nu știu ce ți-a plăcut. Tu vrei să nuată în carne, să fii numai carne și unii, e o pastă. Ce ai pe gustul meu? Fosfort și au avut niște legume ceva noi, că nu știu, nu putem ghici ce legume sunt, da. A venit și fondantul nostru. Al tău. Al meu. Eu nu vreau să mănânc. Și apropo, băiatul, chelnerul, mi-a explicat cum se mănâncă el corect. Noi nu știam. Până acum mâncam e corect, da? Da. De aici se mănâncă deasupra. Ce este mai tărișor. Până ajungem la ciocolata care este încă fierbinte. Apoi punem înghețata deasupra ca ea să se topească. Aha. Și după aceea, după ce se topește, se mănâncă și așa este mai gustos. Nu cred că tot se topească, dar o să curgă. Să curgă, da. Ia, vedeți?
Deci, înghețată tu ai. E caramel ceva. Da, acum și avem un video. Adică, verbinte. Uite la gust, seamănă cu ce ai de la noi. Aici ai și sos încă. Ia gust, ce fel de sos. Ciocolată, da? Da. Atât e cu punințata. A, asta e deasupra din gust. Punințata acolo. Adică eu știu tot ce. Te văd. Lingurița puteți să iai. Iată așa. Și acolo e fierbinte. Și azi e pe să se topească. Și acum mai ia. Wow, tăticule, tu bucătar. De acolo mai bornă toată nici în sus. Arată foarte bine. Acum ia și așa încet așa arată. Ia câte bucățică și mănâncă. Fierbinte, da? Sub, da. Fierbinte, fierbinte. E fain, e fain. Ia. Wow. Ce puțin miroase. Ce puțin miroase. Tu vezi înghețată, da? Ai înghețată coapte da. Pe fond. Hai, da. Ia și taie, suntem. Tu așa cu poftă mănânci ca să îmi gust și eu bucățică cu ăștia. Nu, eu mi-am luat. Ia nu să vedem, ia okay. Să încerc așa eu. Vreau să-ți văd. Vrea cu lingurița ea. Curge sau nu curge eu? Cum e interior. Nu, nu e că am pregătit cântul. A, el e acolo, acolo în mijloc, da? El e, acum și prea mult. Îmi trebuie să curgă mai mult. Să fie puțin mai subțire în mijloc. Apa e caldă, așa de fain. Bă, ca carfară, e mai răcoare, dar apa e super. O plimbare așa seara, pe malul mării. E super. E super. Da, valurile s-au pornit. Mâine poate să fie pe valuri mari, poți să fie mâine. Da? O să fim mâine pe valuri încă, da? Da, super ar fi. Super, ne plimbăm pe valul mării. Super. Așa ca în filme, tăticule, da? Da. Ui, dar valurile serioase. E fain, și apa e caldă principală că. Ia. Ia priviți. Cum vine apa? Da? Așa. 1, 2, 3. Este. Cine nu e strâmpiască? Este. Valorile vin. Hai. Wow. Ia tăpnicu. Ce bravo este, ce duce. Și încălțămintea mea, și încălțămintea lui, și ghiozdanul. Eu merg doar cu camera în mână. Romantică, romantică. O, amică, nu zici să luăm catamaran, nu? Mâine? Mâine, poimâine. Mâine așa ceva? Eu nu știu, eu cam mi-e frică la adâncime să merg. Păi, dar noi nu ne ducem încolo spre Turcia, noi ne ducem mai încolo spre România ne ducem, nu? Spre România, da. Vrem la Constanța înapoi. Da, da, da. Acolo mi-a plăcut mai tare unii lucruri, da? Da. Păcă așa e foarte bine. E foarte bine. Da. Da, uite, apă, vedeți? Foarte multe. Ruiene, ia uitați-vă și sunt multe, vedeți și sunt multe. Ruiene. Da. Leoștean, Patrujel, Marar. Patrujel, Marar. Salată, salată, cine are salată? O, dar valul văd că se ridică, se ridică, ia uite-te. Vezi? Serios, da. Da. Dar și-a fața asta e puțin mai răcoare. Da, păi e caldă. Iată aici câte sunt. Vedem, poate și îndrăzesc mâine să venim, dar în apă nu o să mă bag, adică nu o să sară în apă, doar să merg cu ele. Da, dar nimeni nu spune, doar să ne plimbăm, facem un vlog. Da, interesant. Nu trebuie mare în doi. Uite acolo și apus de soare. Roz, da. Așa frumos, așa e? Nu, a pus-o în partie. A pus acolo, e reflectă, da. De acolo se vede răsărită. S-ar sărită, că de aici răsărită. Și corabie. Păi, de vezi corabie. A, acolo, da. Acolo, da. Departare, departare, departare. Aia să încerc să apropie, să vede cât de bine se vede. Ia, nu se vede. Iată, corabie, iată acolo. Și la nuată. Nuată, ia cât de mult se apropie. Te-mi vedea cine acolo este corabie. Gata, prin maxim. Ați văzut corabia? Să vedem acum Sergiu cât de aproape, îl vedem. Uuu, nasul. Așa, așa. Este.
Este mult nisip acestea. Fondant. Foarte fondant de... De nisip. Cu nisip. Picioarele mele. Iată. Atică. Ua, mă, mie. În picioarele mele fac baie cu salată împreună, cu vitamine. Dacă văd să ce stau cu corturile oamenii, poți să vin cu așa cortul. Mă, că e foarte car cu cortul, foarte obustor cu cortul. Și ca un picnic cu oamenii fac, ce super, da? Ia, pietre, iubiți. Pietre, pietre, oamenii fac poze aici. Granit, păi, e ca este seama. De mare. Roșie și așa. Da. Dar mirosul de mare simte foarte tare aici. Ia uite, eu și puternic, vezi, îmi mișc. Aslantă. Da, sunt foarte mari. Ia, priviți. Așa. Acolo faci cineva și focul. Foarte drăguț. Foarte frumos, da. Am să vii cu o echipă mai mare, interesant, așa? Ia de acolo poze cum fac. Mami. Frumos aici, frumos. Mai sunt moldoveni. Iată așa, noi mergem de mânuță. Să știți că noi 10 ani de căsnici avem și oricum mergem de mânuță. Nu putem merge de mânuță doar de atunci când copiii sunt cu noi și vreau în brață sau vor ei să meargă cu noi de mânuță. Gata, ce smarget noi! Ce smarget noi, vedeți, cumpărăm cumpărături. Este un supermarket foarte mare, ca un fel de metro, da? Și foarte prețuri foarte bune. I-am primit cât e de mare. E foarte mare și încă încolo e foarte, foarte mare. Bananele. Banane. Banane, au. Socojoare. Ia, codiță. Gine care coajă banana. Că dacă căză jos o până. Hai, tăticule, ai reușești? Hai, tăticu, provocare. Tăticu, Sergiu, Sergiu. Iese. Așa cum spun la români, noi spunem s-a primit. S-a primit, am reușit, s-a făcut. S-a făcut. Hai, dar scânteați mai mult mai din cauza săculețul ăla. Hai. Piepeni galben. Și așa cu dungușoare, sunt foarte dulci, să fie dulci, da? Asta unul micuț, adică ceva să nu fie, să nu fie lovit, să nu fie bătut, pălit. Da? Parcă e ok, să nu fie. Parcă e întreg. Luăm pe acesta? Da, unul micuț. Miroase sau nu-ți place? Parcă e bine miroase, dar... Da, mai alege. Iată, ia acesta. Ia acesta. Sau acela. Sau acesta. Ia acesta, parcă mai galben încă. Am luat afine, banane și pepene galben. Am luat și 5 aripioare, nu ne-am reținut. Așa arăta apetisant că m-am dat încă aripioare. Eu deja aștept părinii să ajungă gata. Orașul Cernomorsk, noaptea. Sergiu a scos numerele la mașini și le-a pus în portbagaj ca noaptea să nu rămâne fără numere. Așa e. Să vă arăt ce am cumpărat noi de la supermarket. Am luat ceva pentru astăzi, ceva pentru mâine. Așa, am luat chierci de ovăz care se pregătește foarte repede. 5 minute, am 3 feluri. Așa, două am găsit, unii a treilea, așa. Chierci se am luat cu piersic, croftul lui preferat. Piersic și frișcă. Pentru mine am luat cu in și semințe de in și cu grâu, ceva de mai probabil, probabil așa se traduce. Așa, ce nu română scrie, fulgi de ovăz și tărâță de preparare rapidă. Ia vedeți, scrie și română, moldovinește, moldov. Super! Ok. Am luat bananele, banane. A, una a căzut, e cam o să ia, nu prea sunt frumușeli ele, dar să le mâncăm acum. Afine, cât azi eu aici să mănânc afine, că îmi plac foarte mult și sunt foarte folositoare. Și sept ne compartim cu noi. Iaurtul, nu iau. Cred că s-a amestec semințe pentru mâine la plajă. Iaurt cu caramelă pentru Sergiu.
Aici aribioare a luat. Coapte de puișor. Ce aribioare. Un pepene galben. Să mă clăpun înapoi. Și o pâinică. O pâinică cu semințe de sosa. Ce fundal galben avem noi. Superb. Suntem ca un studio, da? Dragii noștri, noi încheiem aici vlogul de astăzi. Sperăm foarte mult că v-a plăcut. Noi ne-am străduit să vă arătăm tot ce facem noi și să vă arătăm și în continuare toate aceste serii cât vom fi aici la mare. Da. Vă rugăm foarte mult să ne susțineți pe noi cu like-uri. Să ne puneți nouă like-uri. Să ne încurajați cu like-uri. Salutări prințeselor noastre care vă priveceți vlogul Melisei și Jasminei. Ne este de acum dor de voi, vă iubim foarte, foarte mult, vă îmbrățișăm și vă cuprindem pe toți, pe toți cei care ne vizionează pe noi acum. Da. Da? Vă rugăm foarte mult să vă abonați la canalul nostru, să ne puneți like, am zis de acum de 10 ore scopa. Da, și să vă străduiți ca să nu fie puține like-uri. Da. Și noi l-am rămas bun, pa, pa, să aveți o zi frumoasă în continuare. Cu voi a fost Sergiu și Olga. Pa, da, pa! Pa, pa.